Locuitorii Comunei Roseți au avut parte de două zile de sărbătoare. Este pentru al treilea an în care Primăria Comunei Roseți organizează zilele comunei. Deschiderea evenimentului a fost făcută de primarul Nicolae Râșnoveanu, care a ținut să felicite și să ofere diplome celor mai buni gospodari ai comunei, elevilor cu rezultate deosebite, profesorilor, medicilor, preoților și cuplurilor care au împlinit anul acesta 50 de ani de la căsătorie. Bine ați venit la cea de-a treia ediție a manifestărilor culturale organizate de Primăria Roseți și Consiliul Local Roseți, cu ocazia zilor Comunii Roseți. Programul sărbătorii cuprinde o serie de manifestări religioase, culturale, artistice, deșernare de diplome și multă voie bună. În mijlocul nostru astăzi vor fi artiști consacrați, diferite formații de dansatori din diferite localități. E vorba de Jegălia, e vorba de Borcea, Dor Mărunt și alte localități. Și pentru că biserica întotdeauna a fost alături de noi, ne-a învățat și ne-a povățuit cu numai lucruri bune, pentru că preoții noștri și-a adus aportul și știți foarte bine la dezvoltarea acestei localități, pentru că dumnealor, prin activitatea dânșilor, a sprijinit tânăra generație prin sfaturile și povețele pe care le-au împărtășit. Eu le am onoarea să le înmânez astăzi câte o diplomă din partea comunității pentru întreaga activitate desfășurată. Vă mulțumesc, părinte! Vă mulțumim mult! Să fiți sănătos, să ne stați în preajmă! Vă rog, mai dați-mi două pentru... Pe scena amplasată în centrul Comunei Roseți au urcat mai mulți artiști, nume consacrate ale folclorului românesc și ansambluri folclorice din mai multe localități învecinate. Caracterizează acest spirit gospodăresc și suntem niște oameni primitori, buni gospodari și buni înțelegători cu toată lumea, oameni harnici, ne caracterizează și munca, și distracția, așa că n-am ce să vă spun mai mult, sunt destul de emoționat. Le faceți pe toate la unison. Da. Și aplauze pentru domnul primar, pentru mulțumesc, omul care stă în spatele dumneavoastră și vă ajută și vă înțelege.